Ce ține de frustrări, vreau să spun, dacă aveam asemenea stări, nu exista guvernul Leancă. Eu am mers în această acțiune conștient și vreau să spun că eu am deținut funcția de prim-ministru pe perioada 3 ani și 7 luni de zile. Am avut suficient atenție și suficient pe sticlă am fost. Pe mine nu asta mă interesează acum. Și mai mult decât atât, nici funcțiile nu mă interesează în perspectiva alegerilor din acest scrutin. Pe mine mă interesează rezultatul suficient pentru a avea continuitate.